Salutare băieți, eu sunt Tătăreu și astăzi îmi voi prezenta contul de PUBG Mobile, pentru că din punctul meu de vedere este un cont unic. Haideți să trecem la prezentare, boys. Vedem așa, o prezentare generală a contului. Este un cont de level 76 din sezonul 2, un KD cam slăbuț în sezonul ăsta, într-adevăr, și cu undeva la 33 de milioane de puiuți, cum îmi place mie să spun. Hai să trecem în lobby, unde vedem un costum Ultimate, practic ultimul Ultimate, să zic așa, și cu cașcaleta aferentă, cum îmi place mie să spun, un glaciar level 7, un câine drăguț rădut acolo în dreapta și în spate, un pic ascuns, vedem un Lamborghini Ursus, dar trecem mai târziu la mașini pentru că e garajul destul de plin. Hai să trecem, băieți, prima dată la costume. Nu vă uitați cu ce urmele dau doar avioane. Așteptăm faraonul, let's go! Și... ne uităm puțin la costume. Am undeva la 76 de mitice pe cont. Multe costume interesante. Am cele două costume Ultimate care mi se par din punctul meu de vedere super bombă. Am și un Avalanche X-Suit level 3. Avem și un The Full Old But Gold, cum îmi place mie să spun. Avem și astea două costume care din punctul de vedere au fost super, super mișto. Dar ăsta e favoritul meu. Din astea super bling bling așa, ăsta mi se pare într-adevăr unul super, super bombă. Mai sunt multe costume de la RP, din cutiile de la RP, de la PMGC. Sunt multe, multe chestii șmechere, dar... avem și o cioară aici, cioară, care este level 1, băieți, sau cum este ea denumită Blood Raven, pentru că nouă ne place să spunem că e cioară, de fapt. Foarte multe legendare, uite care Skeletonul, care deși e gratis, mie îmi place super, super mult, e un costum super, super nice. Ăsta de panda, care e drăguțel, multe, multe, multe legendare. Vigilant, care old but gold și unul dintre costumele mele de suflet. Frankenstein, urs din ăsta alb, Crystal Bunny, pe care nu știu că ați văzut, dar am și baniul cel negru, ăla mitic, dar parcă e mai frumușel ăsta și deși e legendar. Avem și ăsta, care și ăsta e unul dintre costumele mele de suflet, ăsta de scafandru. Îmi place mie mult rău de tot. Multe băieți, multe, multe, multe legendare, cred că am jucat cel puțin un match cu fiecare costum pe care îl vedeți aici. Efectiv, fiecare costum a avut cel puțin un match, dacă nu chiar mai multe meciuri. Mi-a plăcut mult la un moment dat și Ingyangu. Și ăsta a fost frumos. Astea două de la RP 15, mișto rău de tot în cutile de la RP. Ăsta de Leo mi-a plăcut mult. Boi, sunt multe, nici nu știu care să spun că îmi place mai mult sau îmi place mai puțin. Ăsta, controversata oaie, acum de curând băgată PUBG Mobile, care are un curca mare din punctul meu de vedere. Și multe mitice, epice, băieți, pardon, vreau să zic că mitice, am și multe mitice, dar sunt mai multe epice. Avem aici multe, băieți, multe dubluri. Cred că dacă aș da duplicate acum, pe lângă cele 60.900 de fragmente pe care le-am, cred că am mai putea să mai facem încă 20-30 de minuși. Am multe, multe dubluri. Hai să vedem și la căscuțe, băieți. Hai să vedem ce căscuțe avem. Avem o căscuță mitică și anume asta. Arată bine, dar îmi place mai mult Inferno. Doar că nu mi-a picat. Așteptăm, poate se va băga și Inferno în curând în PUBG Mobile din nou. Casca asta a fost prima mea cască legendară care mi-a picat în PUBG Mobile și am folosit-o foarte mult. Mai ales că înainte, în primele sezoane, nu era opțiunea aceea de a ascunde casca în meci. Și practic vedeai mereu casca și îmi plăcea foarte mult cum se vede păianjul ăsta sau ce e. E păianjul ăsta de pe spatele căștii pe care îl vezi mereu în meci din perspectiva ta. Avem foarte multe căști legendare, nu avem, n-avem prea multe mitice, bine, nu sunt prea multe mitice nici măcar în joc, dar ca idee, avem foarte multe epice, foarte multe legendare, sunt multe căști mechere pe aici, vă las și pe voi să spuneți care căscuță de pe aici îmi place, care vă place vouă de fapt. Hai să vedem la cașcalete, băieți, hai să vedem la cașcalete, pentru că sunt multe mitice. Multe mitice și probabil multe de la RP, multe care completează costumele pe care le-ați văzut acolo mai sus. Sunt multe șmechere, dar evident, cea mai frumoasă cașcaletă este asta, cea de la Ultimate, și îmi place foarte mult la acolo. Hai să ne întoarcem un pic, pentru că vreau să facem setul complet așa, ca să arătăm bine rău de tot. Și să mai trecem un pic prin cașcalete. Foarte multe șmechere, cap de cal, de leu, de Frankenstein, de urs. Multe, multe cașcalete, troll, de Pinocchio, zebră, lupul ăla nebun. Sunt foarte multe, băieți, dar nici nu știu. Efectiv, când ai
nu e o chestie de laudă sau ceva, e o chestie pe care, adică itemele astea le-am strâns în, cu mult timp în urmă și de-a lungul timpului, de vreo 3 ani și jumătate de când joc PUBG Mobile, le-am strâns și le-am strâns și le-am strâns și pot spune că când ai de multe nici nu știi ce să joci, efectiv. Avem și ochelari băieți pe care, sincer, din punctul meu de vedere, nu îi port, nu fac nimic cu ei, nu știu ce să fac cu ei. Mulți ochelari pe aici, măscuțe The Full, care e una mișto rău de tot. Avem și, dacă nu mă înșel, și masca din sezonul 2, cred că, băieți, pe aici pe undeva. Da, avem și masca din sezonul 2. Avem și niște jachete, ghiozdane. Din păcate nu avem niciun ghiozdan mitic, dacă nu mă înșel. Avem doar legendare, alea două mitice pe care le vedeți acolo. Sunt temporare. Dar hai să vă arăt ghiozdanele mele de suflet. Unu este ăsta pe care l-am deja echipat, și anume pe care îl vedeți pe caracter, The Full, foarte mult. Mi-a plăcut The Full și îmi place că are o formă pe care nu o vezi deseori la ghiozdane. Cred că e unică, dacă nu mă înșel. Ghiozdanul ăsta, care mi-a mâncat banii și am mâncat foarte mulți bani în el sau pentru el, și mi-a picat greu, dar până la urmă l-am. Îmi place mult marioneta asta de pe ghiozdan, e tare. Ăsta mi-a plăcut super mult, dar nu știu care să zic că e un ghiozdan preferat. Sincer, nu știu ce să zic, băieți. Chiar mi se pare greu de ales, mai ales la ghiozdane, pentru că, mai ales, uite, ăsta pe care l-am acum pus pe mine arată funny și la level 2, arată funny și la level 1, e drăguțel, arată bine, îmi place, e diferit, îmi place, de asta l-am și pus de curând acum. Și pe aici, pe la pantalon, mai am ceva interesant, și pe la papuci, am văzut aici niște papuci de level, de sezonul 2, ăia pentru ăia gen de iepure la nebun. Și haideți, băieți, să trecem la arme, dar n-aș vrea să... De fapt, trebuie să ne uităm și aici, dar aș vrea pentru armele upgradabile să ne uităm în workshop, pentru că acolo le vedem pe toate ce level sunt și tot. Dar aici, băieți, ca idee, trecem așa un pic prin ele și vă spun apoi la armele upgradabile ce level sunt toate. Avem și la AKM, ca multicele și la AKM aici, avem Hellfire, care nu e upgradabil, dar are toate chestiile de upgrade, practic ca o armă upgradabilă. Avem și pe M16, nicio armă gradabilă pe M16. Scarul mitic, care este un scar superb. Iar dacă, cum sunt eu acum, un ultra HD, uitați-vă și voi cât de superb e. Bă, să lucește, bă, e tare rău de tot. M4, avem The Full, avem Glaciar, care stăm în două level 7, dar trecem acolo. Avem două groza, sau nu, trei groza gradabile. Patria, uitați-vă, mai care e de level 1 și n-a fost deloc, cred că. AUG, nu avem niciun AUG gradabil. Avem un QBZ și upgradabil și mai multe skin-uri pe QBZ. Beril, sau mai multe tipuri de beril. SR-uri, multe și SR-uri pe aici, și cu culcan și toate nebunile. M24, două upgradabile. Și ăsta, Ultimate, care arată destul de frumos, doar că l-am temporar. AVM, Godzilla, Mov Avenger, două arme upgradabile pe AVM, care din punctul meu de vedere mi se par bombă, arată bombă. Avem și Pămâin, Pomosin. Avem unul de curând acum De la RP. Avem și pe SKS2, pe VSS avem, pe Mini, pe MK, pe SLR, pe QBO, pe MK12. Avem toate nebunile aici, dar hai să vedem la SMG-uri, pentru că SMG-urile sunt jucate mult, boys. Mai ales MP-ul ăsta nenorocit, care e un MP bombă rău de tot. Avem și pe Vector, om să nebuni. E un cont destul de complex. Și pe shotgun, foarte multe shotgun. Și chiar și pe cățea, pe DP, pe MG3, care din nou armă. Wow! Avem și pe pistoletă blindată, avem multe șmecheri aici. Și tigăi undeva în jur de vreo 36 de tigăi. Nu am tigaia glaciar, îmi doresc tigaia glaciar. Probabil că o să o luăm cândva. Dar am multe, multe tigăi șmechere pe aici. Hai să trecem, băieți, în workshop. Am revenit în workshop, unde aici vom vedea toate cele 30 de arme upgradabile pe care le-am și ce level sunt de asemenea. Începem cu M4 Glaciar, pe care l-am level 7. Este arma mea de suflet, o am aici. Avem și The Full, care în timpul ei a fost o armă genială și pe lângă asta are și full surprise-ul ăsta cu limba asta nebună. Avem și un Vector, care este level 4, dar este și upgradat cu capsulă. Un AKM Glaciar de level 6, pe care tocmai de curând l-am făcut și
l-am luat chiar acum când a apărut de curând și tocmai acum am apucat să-l iau și l-am făcut level 6 cu noroc un pic. Groza mea de suflet care este level 5, este prima groză din joc upgradabilă. Scarul ăsta pe care l-am luat de curând din Lucky Crate sau cum era ăla cu multe, multe arme upgradabile, pe care sincer nu-mi place pentru că am, am scarul ăla mitic care e mult mai tare. Primul beril upgradabil din PUBG Mobile, level 5 și el, foarte mișto. Ăsta desert fosilul, l-am luat doar că am deschis la cutii și avem nevoie de materiale. De asemenea, bizonul cu curcanul și el de asemenea. Avem MOV Avenger Boys, al doilea AVM upgradabil din PUBG Mobile și cred că unul dintre... Cred că chiar la MOV Avenger a venit moda asta în PUBG în care se plimbă lucruri pe armă, se lucește, e mai bling-bling, arată mai bine. Avem și Faraon M24 care de asemenea nici pe asta nu l-am upgradat. Al doilea Uzi upgradabil din PUBG Mobile nu am reușit să-l iau pe la primul, care era cred că ceva Godzilla dacă nu mă înșel, dar am apucat să-l iau pe al doilea și l-am făcut level 5 pentru că îmi place mult cum arată gold așa. VSS-ul care arată bine din punctul meu de vedere, Jack O'Lantern level 4, un AKM genial la level 6, doar că n-am avut multe materiale atunci să-l fac level 6 și l-am lăsat level 4 pentru că aveam și Hellfire și cam jonglam între ele cu care să joc. Prima cățea upgradabilă din PUBG Mobile, dacă nu mă înșel, și este și la level 5 și ce este interesant la arma asta este că acel V este cifră romană de la 5 și anume de la level 5 pe care l-are arma. Mi se pare super interesant pentru că e unică la modul în care scrie ce level e. Mini 14, mi se pare un Mini 14 super wow, dar nu joc de mereuri, nu prea joc, doar MK14. QBZ, o a doua armă care, din punctul meu de vedere, nu prea o folosesc pentru că e pe Sanhok și nu mă joc Sanhok. Car, doamne! O nebunie de car, superb carul ăsta level 4, e genial, arată bine și la level 6 și probabil la un moment dat o să-l facem și pe ăsta level 6, doar că nu prea mai jucat car. Dacă joc Zyper, joc direct AVM, ca să știu o treabă, frățiorii. Și aici pe M24, level 4 acest M24, mi se pare că acest M24 pentru un M24 de level 5 mi se pare că arată genial. Groza level 1, SKS level 1, AVM Godzilla level 4 pe care cu siguranță că o să-l facem și pe ăsta la un moment dat level 6 pentru că este cel mai frumos AVM din joc. Doamne, e superb! Cred că dacă aș putea să aleg, am spus că în padul glaciar e arma mea de suflet, dar cred că dacă aș alege, doamne cum arată AVM-ul ăsta, doamne, Georgica țeavă lungă, e, doamne, e prea bombă! Încă un bizon, nu știu câte bizoane am! Câte bizone sunt boys în jocul ăsta, că mi se pare că am mai dat o dată de el, așa mi se pare, sau sunt alea două care se amână foarte, foarte mult. Am și un MP pe care tocmai l-am folosit de curând, până am luat ăsta ultimul MP care e șmecher cu mofu galben cu dalea. Este level 4 și upgradat, dacă nu mă înșel, cred, cu capsulă sau așa arată el, nu mai știu. Nu mai știu, sincer, cred că este originalul, de fapt, nu-i cu capsulă. Avem și un DP, pentru momentele în care jucam pe Rangel și DP-ul era mai bun înainte, până l-au nerfuit un pic și nu prea mai e de bombă. Avem și Uzi ăsta mai nou, avem SKS-ul ăsta care arată bombă rău de tot. Merită de făcut la level 5, nu cere multe materiale, cere 7 materiale să-l faci level 5 și, sincer, arată foarte bine. Doar că e SKS și e cam așa cu așa. Nu prea joc SKS că sunt alte arme mult mai bune decât SKS. Automat, M4, M4 și UMP, nu știu. Dacă ești ca SKS, ce putea să joci a doua armă de apropiere? UMP? M4? Nu prea știi, te cap în curci. Aici, boys, avem o groza care, din punctul meu de vedere, doamne, e superbă groza asta și mă bucur mult că am reușit să o iau. Uitați-vă și voi ce animație superbă are la level 6. Ochiul ăla dispare și apare cu un timer anume, nu știu cât, la ce timp, dar apare destul de des și mi se pare superb. Pare că e un fel de groza de full, dacă mă întrebați pe mine, și cam așa arată. Și ultima achiziție este acest MP level 4 pe care îl am făcut la Adventure și anume așa MOV, pentru că nu știu, mi se pare că arată un pic mai bine decât verdele ăsta, nu știu. Și hai să trecem și la mașini, băieți, pentru că și aici garajul e destul de mare și cu niște skin-uri pe care nu cred că le mai găsești vreodată în cutie în PUBG Mobile. Vedem, băieți,
în esență un Lamborghini Ursus, cum îmi place mie să spun, care este superb, superb, se aude superb, arată înăuntru superb, este genială mașina asta, UAZ-ul ăsta este genial. Am acest UAZ cu bagaje la care, pe care îl tot laud eu și mi se pare că e un skin șmecher, tot, doar că nu poți să ieși, dacă s-a la baza militară, nu poți să ieși prin gardola de la baza militară, că ai bagajele sus, bro, și nu încă pe mașina, mă, incredibil. Dar cred că în competitiv te-ar ajuta bagajele alea, pentru că practic ai mai mult cover după mașină, cred, zic eu. Și am și UAZ-ul ăsta upgradabil level 7. Nu a făcut level 8, că nu cred, nu știu, nu mai știu de ce nu a făcut level 8, dar nu cred că mi-a mai plăcut mie, sau cred că era prea mult să mai bag bani în el. Aici UAZ-ul ăsta de pirați, care îmi place mai mult de tot. Și aici, băieți, avem ăsta cu plasă, care e cam cel mai frumos UAZ pe care l-am din categoria asta. Hai să zicem, băieți, și la pick-up. Am și un pick-up ăsta pe Miramar, care nu e ceva wow. Dar aici, wow, 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 wow. Hai să ne uităm un pic la Dacia, băieți. Mă laud ce cu un Golden Trigger Dacia, cu un Pink Cotton Dacia. Zici că e tuning de la din 2004 românesc. Și Tesla, mă laud și cu Tesla. Asta e prima mașină asta șmecheră pe Dacia. Mă laud și-o cu ea, cu Tesla asta. Arată bine și încă e șmecheră, că e silențioasă. Iar acum, boys, trecem pe cupeuri, unde am cât un model din fiecare. Cred că am avut o boală. Cred că am avut o boală cu cupeurile astea, dar într-adevăr arată și foarte bine scânurile astea pe cupe, băieți. Și anume, primul a fost McLaren, care când a apărut a rupt ochii la toată lumea era nebunită după McLaren ăsta. Apoi au venit Koenigsegg-urile astea, sau Koenigsegg, care e poi de viața mea, sparge McLarenul, e depășit total McLarenul și e superb gestul ăsta. Iar apoi a venit ediția de Lamborghini, unde Lamborghini ne-a închis gura tot. Adică uitați-vă ce spate, mă, la SVJ-ul ăsta. Adică e frumos, e frumos aventadorul ăsta, n-am ce spune. E un cupe superb și pe ăsta îl folosesc acum de curând, cam pe ăsta. E cel mai nou și e și cel mai superb. La motociclete, boys, mamă, e nebunie aici. Avem Yamaha, care ediție destul de specială și nu știu dacă mai dacă o să mai fie în PUBG Mobile, vorbim de asta. Avem și pasta, care mi se pare micată bine. Astea care sunt de la RP și sunt un pic ediție specială, pentru că le luai, cred că, cu drop-uri de alea de la RP. Nu mai știu exact, dar sunt multe chestii. Mai avem și pe astea cu ataș 2, printre care și de full. Avem pe baghiuri. Mamă, baghiul ăsta care mă laud eu acum și la una de la RP, cred că din cutiile de RP, că mi-au plăcut. Mie îmi plăceau foarte mult skin-urile din cutiile de la RP, pentru că erau mai unice, erau mai diferite și nu prea le avea toată lumea. Mi-e place să am chestii pe care nu le are chiar toată lumea. Și îmi place super, super mult baghiul ăsta și nu mai pot să-l folosesc în ultimul timp. Avem aici ceva pe barcă? Păi asta nu cred că avem pe barcă, deși mi-aș dori ăla cu rățușcă pe barcă, că arată bine rău. Și others, avem două dubițe și un tuk-tuk specific de la berilul ăla, primul beril upgradabil. Ce mai avem aici? Wow, emoturi, multe emoturi șmechere, multe mitice, nebunii, bam, 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 multe șmecherii pe aici. Păi și un ăsta, care nu știu exact ce face prea așa, avem și ăstea, care, din punctul meu de vedere, ăsta arată cel mai bombă. Avem voci multe, avem avioane multe, parașute, oho, parașuta aia de la cioară mi s-a părut șmecheră rău de tot, dar asta e de la Silvanus și parcă arată, mai bă, mi-a rupt ochii. Și multe, multe, multe parașute tari. Mai avem și ceva de-astea pe la picioare, cum îmi place mie să spun, lumini la picioare. Hoverboard-uri de-astea nebune, skin-uri pe grenade, pe smoke-uri, pe flash-uri, pe molotoave, toate nebuniile, background-uri nebunii pe aici. Și ce să vă mai răbăiți pe aici prin inventar, ceea ce mi se pare tare, ce am pe cont, este cam 60 de protection card-uri, adică oricând pot să fac un queror, și 23 de rename card-uri. Adică poți să-ți schimbi numele de 23 de ori. Și cu ce mă laud eu așa, mă mai dau eu mare așa un pic, este un nu-l găsesc. Băi, nu pot să cred, l-a folosit cineva? Cineva? Nu, este aici, băieți, vorbim de acest card, room card de 30 de zile. Nu am mai văzut nicăieri pe niciun cont room card din ăsta de 30 de zile.
Și nu vorbim de cel advent de pe Corea. Ăsta e clasic pe global. Un rum care trece de... Mă mai lau și eu un pic cu el. Mă mai lau și eu așa un pic cu el, boys. Și cam asta a fost prezentarea contului, băieți. Eu consider și cred că după calculele mele așa mare, am băgat undeva la peste 10.000 de euro în cont. Dar vreau să lăsați voi părerea voastră în comentarii. Cât mai valorează contul ăsta? Cât mai valorează contul ăsta, băieți, cu ceea ce am pe el? Ne vedem pe Instagram și pe TikTok, pentru că tocmai când vedeți clipul ăsta, eu sunt plecat la mare și ar putea să fac multe, multe chestii, story-uri și șmecherii pe acolo, pe Instagram și pe TikTok, din vacanță. Vă pup și mulțumesc frumos! V-am pupat! Ciao, ciao! Bă!